Ea este Claudia din Milano, înlocuiește o secretară în concediu de maternitate. Marek este polonez. El desfășoară o misiune ca și programator de 3 săptămâni. Andrew din Anglia a început lucrul pe un șantier de construcție acum câteva luni, după o lungă perioadă de șomaj. Acești trei europeni au ceva în comun. Sunt lucrători temporari. Astăzi, milioane de europeni lucrează pe baza acestei forme flexibile de angajare. Claudia, Marek și Andrew au de asemenea o preocupare comună. Li se poate cere să lucreze în condiții mai puțin favorabile decât dacă ar fi fost angajați direct de către companii pentru a efectua aceeași slujbă? Răspunsul este nu. O lege europeană pentru protecția lucrătorilor temporari le dă dreptul, în principiu, la egalitate de tratament. Le conferă aceleași drepturi și condiții de muncă, precum omologii lor care sunt angajați direct de companii. Această regulă se aplică în cazul remunerației, duratei timpului de lucru, pauzelor, perioadelor de repaus, concediilor, cât și măsurilor antidiscriminare. Lucrătorii temporari au aceleași nevoi ca orice alți angajați, așadar trebuie să aibă acces la orice tip de facilități colective, precum cantine, spații pentru îngrijirea copiilor și servicii de transport, pe baza acelorași principii ca și colegii lor. Accesul la formare trebuie de asemenea îmbunătățit. Lucrătorii temporari trebuie să beneficieze și ei de șansa de a găsi loc de muncă permanent. De aceea trebuie informați despre orice locuri de muncă vacante din compania sau organizația la care lucrează. În unele țări, reprezentanții angajatorilor și lucrătorilor negociază condițiile de angajare și de muncă pentru lucrătorii temporari. În orice caz, protecția generală a acestora trebuie asigurată. Desigur, fiecare țară UE are propriile reglementări. Legea UE stabilește însă drepturi comune ce trebuie aplicate. Protecție mai bună pentru lucrătorii temporari, flexibilitate crescută pentru companii.